Domnilor și domnilor, haideți să vă arăt un ritual uh, foarte simplu și foarte bun pentru atunci când aveți o problemă legală, uh, când vreți, de vreți să rezolvați niște acte de moștenire, deci doar pentru moștenire, ca, ca să se rezolve repede. Vă trebuie o hârtie albastră, neapărat albastră, pe care scrieți numele persoanelor care sunt implicate în proces. Numele persoanelor, cum îi cheamă, da? Scrieți, nu știu, deci de exemplu, uh, sora, fratele și dumneavoastră, să zicem, da? Nu știu nume, dar dumneavoastră scrieți numele persoanelor care sunt implicate în proces, inclusiv al dumneavoastră. În cele patru colțuri, deci aici, aici, aici și aici, aici, împungeți câte un ac pungeți un ac. Uite așa, vedeți. Uh, poate uh, vi se pare ceva uh, aiurea sau uh, dar să știți că nu este nimic uh, greșit, nu este nimic. Uh, așa. Deci. Scrieți numele persoanelor în proces, împungeți așa cu patru ace. Și trebuie să. Puneți această hârtie undeva, unde, unde este soare. Așa că parcă mi se par două dar e una. Așa. Bun, și. Uh... Dacă puneți undeva unde este soare, ca să, ca să se rezolve repede, unde este lumină până când se rezolvă totul și o să vedeți că repede se va rezolva, uh, se va rezolva această problemă. Dacă deci asta puneți la lumină dacă vreți să se rezolve repede. Dacă aveți un proces de moștenire și nu vreți să se rezolve repede sau nu vreți să se rezolve deloc, scrieți numele persoanelor care sunt implicate, exact la fel, puneți patru ace și puneți într-o cutie, într-o cutiuță, poate fi și o cutiuță de chibrite, orice fel de cutie, și de carton, și de normală, și de ce aveți... Și cutia asta o îngropați sub pământ. Atâta timp cât va sta sub pământ, nu se, nu se rezolvă cazul acesta. Dacă se rezolvă, deci dacă vreți să se rezolve și să a rezolvat repede și este bine, după aceea scoateți acele astea, le puneți undeva și le păstrați ca un amulet aducător de noroc și hârtia o ardeți pe data de 24 iunie. Trebuie arsă această hârtie, da? Deci așa. Asta am vrut să vă arăt. E simplu, cred că ați înțeles. Vă dacă n-ați înțeles să scrieți de, de sub la video. Puteți face în orice zi, la orice oră, nu trebuie lumânări, nu trebuie nimic. Dacă eu nu spun, înseamnă că nu, e, nu contează, da? Nu contează ziua și ora când faceți. Contează să faceți, mai ales când ai nevoie, nu contează așa de mult orele și Zilele. Vă mulțumesc, și vă aștept la un nou video.